Acum 107 ani, în noaptea de 14 spre 15 aprilie, cel mai mare și fastuos vapor construit până atunci, Titanic, s-a scufundat în apele adânci și rece ale Oceanului Atlantic după ce s-a lovit de un iceberg. Peste 1500 de oameni din cei 2228 aflați la bord, majoritatea din elita socială de la acea vreme aveau să moară în urma tragediei. Vestea a înconjurat planeta și presa din întreaga lume, care a relatat evenimentul nu doar cu lux de amănunte, ci cu un zel care a transformat nefericitul accident într-o legendă. Tragedia de pe Titanic a fost ecranizată în numeroase variante, dar cea mai cunoscută rămâne producția lui James Cameron din 1991, laureată cu 11 premii Oscar, cu Leonardo DiCaprio și Kate Winslet în rolurile principale. În 2012, un monument dedicat celor peste 1500 de victime de pe Titanic a fost inaugurat la Belfast, în Irlanda de Nord, unde fusese construit vasul.